bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi am pentru voi un nou tutorial de machiaj. Pentru astăzi v-am creat un tutorial de machiaj folosind doar produse Sephora Collection, marca proprie Sephora. N-am avut câteva produse, așa că am folosit produsele care se găsesc la ei în Sephora. Sper să vă placă. Neapărat, neapărat trebuie să vă recomand aceste tușuri care se aplică pe deget și astfel strasezi tușul. Sunt foarte, foarte bune. Dacă ar fi rezistente la apă, ar fi și mai bune, dar rezistente la apă sunt cele în ambalajul acesta. Un alt produs care mi-e place foarte mult este acest duo, creionul pentru buze și rujul acesta tub care se usucă mat. Eu acum am aplicat și un gloss, veți vedea la final ce gloss este. Neapărat, neapărat vă rog să încercați acest rimel Outrageous Curl, este extraordinar de bun. De asemenea, mi-a plăcut și primerul acesta pentru ochi, pentru că este plin cu sclipici. Dacă aveți nevoie de o bază foarte lipicioasă și cu glitter deja pentru niște pigment sau pentru sclipici, asta e excelentă pentru astfel de chestii. La fel, paletele astea două pe care ei le-au lansat acum, una e de corector, cealaltă este de strobing, dar mai au și alte două palete pentru contur și, și acelea mi-au plăcut foarte mult. Am două palete Mixology pe care le-am folosit acum în acest clip. Fardurile mate sunt un pic prăfoase, trebuie să lucrați mai mult cu ele și recomand, acum am sesizat, trebuia să folosesc o bază cremoasă sau cel puțin un creion mai un creion pe post de bază pentru aceste farduri mai închise, mate, atunci ele ieșeau mult mai tare în evidență. Părerea mea, punctul forte acestei palete sunt fardurile metalice, fardurile cu sclipici, pentru că sunt deosebite, îmi plac foarte mult nuanțele astea. Mobul acesta, cremul acesta cu sclipici și auriul acesta care este un pigment presat. Asta îmi place foarte mult. Dar ăla l-am aplicat ud pentru că altfel era prea prăfos. Deci să-l aplicați ud, părerea mea. Așa că asta fiind spuse, frumoasele mele, hai să începem tutorial. Bun, să începem. Mi-am aplicat deja o bază. Nu am, din păcate, baza de la Sephora, cea cu silicon. Am avut, am încercat-o, îmi place, vă recomand. Așa că am folosit ce am avut în casă, dar tot de la Sephora. Ăsta este primerul Ever Matte Poreless Priming de la Becca. Și îl găsiți deja la noi în țară. Mie îmi place foarte, foarte mult. Iar ca și fond de ten am să folosesc acesta de la Dior, Capture Total. Dar asta este o mostră, un tester, de aceea este în varianta asta mică. Mi-am făcut deja sprâncenele. N-am nimic cu ce să-mi conturez sprâncenele de la Sephora, dar am folosit creionul acesta Medium Brown de la Anastasia Beverly Hills și de asemenea și paleta asta tot de la ea, Brow Pro Palette. Și am folosit nuanța aceasta Soft Brown pentru conturarea sprâncenelor și am o cutie în care mi-am adunat toate produsele Sephora Collection, așa arată, dar mai am și încă două palete pe care acelea nu le-am pus acolo, am să le folosesc astăzi, sunt acestea două Mixology. Înainte de a trece la machiajul ochilor, am să-mi aplic o mască pentru ochi, tot de la Sephora. Sunt niște patch-uri din astea hidratante. Dacă aveți o zonă a ochilor foarte uscată, chiar vă recomand aceste patch-uri, pentru că înainte de machiaj, zona ochilor trebuie să fie foarte bine hidratată, altfel corectorul nu va sta în locul lui și machiajul nu vă va rezista, așa că eu am să masez un pic aceste patch-uri și trec la ochi. Am aici un Tinted and Cooling Eye Primer. Este numărul 01 Shimmer Nude. Ce fain! Așa arată. Am să-l întind cu degetul. Ăsta e bun și ca și fard cremos pentru că are sclipici în el. Acum iau paleta asta Mixology și cu o pensulă plată tot de la Sephora am să iau această nuanță mată. Este un nude cald. Cam culoarea pielii și pe asta am să o aplic sub sprâncene.
acum din aceeași paletă, cu aceeași pensulă, dar o întorc, am să iau cu această pensulă pufoasă, nuanța asta de roz mat. Asta va fi o culoare de tranziție pentru pliu. Acum, voi lua pensula din paletă și am să iau cu pensula asta pufoasă, această nuanță de taupe, cu care am să întunec aici colțul extern. Acum, cu pensula mică am să iau aceste două nuanțe și am să intensific colțul extern. Acum îndepărtez peciurile, să și curăț zona de sub ochi. N-am un creion de la Sephora pentru ochi, dar am acesta de la Urban Decay și este în nuanța Smog. Pe acesta am să-l aplic pe linia apei și jos, la baza genelor. Ăsta este rezistent la apă. Tot din Sephora vă recomand și creioanele de la Too Faced, pentru că sunt foarte bune și tot așa rezistente la apă. Jos vreau să fie un pic mai sidefat, mai lucios, așa că am să iau această nuanță, mai metalică, dar înainte am să fixez colțul ochiului cu acest negru. Wow! Deci nuanța asta metalică e splendidă. Acum am să iau același primer pentru ochi și am să-mi fac aici un cut crease. Iau acum o pensulă micuță cu per natural și momentan am să iau acest auriu. Și asta e un auriu metalic. Wow! E ca un pigment presat. Cred că ar fi mai bine să-l aplic umed, dar vedem imediat cum se comportă. Foarte metalic, așa că am să iau spray-ul ăsta de la Too Faced Hangover și am să umezesc pensula ca să fie mult mai ușor să aplic fardul. Wow! Și așa umezit chiar arată metalic și se ia mult mai simplu așa din paletă. Ok, mi-am aplicat deja creionul acela Urban Decay pe linia apei. Iar acum am aici patru tușuri care se numesc Fingertip Eyeliner și cred că am să le folosesc pe acestea două. Prima dată am să iau... Trebuie să agitate întâi. Prima dată am să iau nuanța aceasta de albastru. Și hai să vedem cum mă descurc cu acest tuș. Îmi place foarte mult că este extrem de pigmentat. Nu este cu găuri. Atunci când îl aplici, e chiar opac. Spre surprinderea mea, a mers foarte, foarte ușor, mult mai ușor decât cu tușul clasic. Acum iau nuanța aceasta. Am uitat să vă spun. Albastru închis este 04 Easy Blue și aceasta este 08 Metallic Turquoise. Ăla este mai mat, ăsta e mai turcoaz, să vedem cum se potrivesc. În cel mai rău caz îl voi face tot albastru închis.
minte. Mie îmi place cum se vede, am așa un accent albastru pe ochi, îmi place foarte mult, nu mi-am mai scos până acum un tuș albastru. Dar eu zic să trecem mai departe, pentru că mai avem multe de făcut. Iau aici din grămăjul asta, rimelul ăsta care mie îmi place cel mai mult de la Sephora Collection. Și acesta este Outrageous Curl. Încarcă genele foarte, foarte echilibrat, dacă pot să zic așa. Pentru că chiar îți dă un efect wow, nici nu mai ai nevoie de gene false, eu oricum o să aplic, pentru că știți că îmi plac genele false. Dar dacă nu suportați genele false, neapărat trebuie să încercați acest rimel, pentru că dă rezultate. Așa e cu rimel și așa e fără rimel. Mi-am aplicat genunchiul ăsta de la Huda Beauty și sunt numărul 11, Sasha. Chiar îmi plac foarte, foarte mult genele astea de la ea și pe asta le găsiți pe Sephora.ro. Acum e momentul să ne hidratăm buzele. Am să iau această mască pentru buze de trandafiri. Bun, acum că s-au hidratat, am să-mi șterg tot cu o dischetă din această demachiantă excesul. Și acum, hai să trecem la ten. Am să iau fondul ăsta de la Dior, care mie îmi place foarte mult. Ăsta e numărul 10. Acum, am să iau paleta aceasta corectoare și am să iau această nuanță. Aveți nevoie de foarte puțin produs din această paletă pentru că e foarte cremoasă și foarte hidratantă. Și am să-mi corectez micile coșuri. Am să iau pudra asta pe care tot o vedeți că o țin în mână. Asta este o pudră de finisare, care are și un pigment strălucitor, dar e un pigment mai mult satinat decât cu sclipici. Și am să iau o pensulă cu peri naturali. Nu vă fie frică atunci când o aplicați pe piele, nu este nici roz, nici verde, nici albă. Este translucidă. Pentru zona feței am să folosesc această pudră Sephora Beauty Amplifier. Așa arată, are o sită prin care puteți să scoateți această pudră. E foarte fină și asta e translucidă. Asta am să folosesc pe restul feței. Nu vreau o pudră care să încarce, ci doar o pudră care să fixeze. Am aici două blushuri. Ambele sunt cremă, de fapt ăsta e mai mult stick și ăsta e cremă, dar eu am să-l folosesc astăzi pe acesta și am o pensulă de stippling, tot de la Sephora, și am să întind cu aceasta, fiu sigură că e întind bine. Iau pe pensula de stippling, asta e dual fiber. Și așa pot să aplic mult mai bine în obraj. Îmi place nuanța asta pentru că e o nuanță caldă. Dar și luminoasă. N-am nimic de conturare de la Sephora, dar am să iau acest trio de la Makeup Forever. Este colecția Jessie J. Și am să iau această pudră de conturare cu o pensulă din Per Natural. Hai să trecem la iluminator, pentru că era să uit iluminatorul. Iau această paletă de strobing, care e superbă. Și am să iau nuanța aceasta, o nuanță aurie mai caldă. Ia uitați!
oglindă. Ce diferență face conturarea, blush-ul și iluminatorul? Foarte, foarte mare. Acum trec la buze, în sfârșit, și am să iau acest creion pentru contur. Este în nuanța Rose Wine. N-am să las conturul ăsta așa de dur, așa că iau o pensulă mică și îl duc înspre centrul buzei. El este foarte, foarte cremos și se întinde ușor. Creez un degrade pentru că are un efect mult mai natural. Trec la ruj. Am mai multe rujuri, atât jumbo cât și lichide. Pentru cele lichide am să vă las linkul în descriere pentru că am făcut un clip cu swatch-uri la toate cele 44 de rujuri lichide. Dar vreau să îl folosesc azi pe acesta. Este un ruj stick, un ruj clasic, în nuanța 28 și este un ruj baton care se usucă mat și este foarte rezistent. La început este foarte, foarte cremos pe buze și pe urmă el se usucă mat. Iar acum am să aplic un pic de gloss ca să nu fie atât de tern. Am aici un gloss, de fapt am toate glossurile acestea, Kiss Me Gloss se numesc. Și am aici un gloss din acesta care mărește buzele. Ăsta este Outrageous Effect Volume Plump Effect. Place aplicatorul lui foarte mult, se mulează perfect pe buză. Bun, și acesta e look-ul final. Bun, frumoasele mele, asta a fost tutorialul. Sper că v-a plăcut și v-am inspirat. Poate veți îndrăzni de acum încolo să folosiți și voi un eyeliner colorat, măcar albastru, pentru că nu este atât de puternic. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-mi dați un like, subscribe, share dacă vă face plăcere. Vă invit și pe Instagram să vedeți și acolo pozele și concursurile. De asemenea, vă invit să vizitați și clipul cu swatch-urile celor 44 de rujuri de la Sephora. Până data viitoare, fiți frumoase! Vă pup! Pa, pa!